Trăiesc în întuneric, nu au jucării, haine și uneori nici ce mânca. Sute de copii din România visează la ziua în care nu vor trebui să mai învețe la lumina lumânării. Adrian și Constantin au un mare vis, să meargă la liceu. Pare un lucru simplu, dar pentru ei ar fi o mare realizare. Ziua își ajută părinții în gospodărie, iar seara învață la lumina lumânării. Ce-i ultima literă? Ai, nu, aici. Ce ultima literă? Asta, ce literă? Că. Așa, de ce citești? În lumina difuză, copiii familiei Sârbu se chinuie să vadă literele și să scrie corect, dar nu se plâng. Care e cea mai mare dorință ta? Să avem curent. Vă aveți jucării? Îmi trebuie nouă jucării. Îți mai dorești altceva? Să mă duc altceva mai departe. Adrian e în clasa a șasea, fratele lui Constantin e în clasa a opta și amândoi au același vis. Să învățăm să reușim. Fără carte, fără școală, crezi că poți să reușești în viață? Nu. Trebuie să facem tot posibilul să-i ținem la liceu, că altfel ce facem? Ajunge și ăsta tot la fel ca noi. Greu. Întreaga familie trăiește din munca la câmp și din ajutorul social de 120 de lei. E greu când se duce mai departe și știe, băi, altul am calculator sau am văzut la televizor. Ei, le e greu, n-au. Se duc și cum mai duce un animal sălbatic la grădina zoologică. De ce să facem? Oricine poate ajuta această familie, dar și pe cei aflați în situații asemănătoare, cu un simplu SMS la numărul 877 dedicat campaniei Lăsați-mă să învăț. Numărul este oferit gratuit de rețelele Vodafone, Cosmote și Orange. Nu se percepe TVA. Cei din străinătate pot intra pe site-ul fundației Mereu Aproape și pot dona cu ajutorul cardului. Campania demarată de Observator împreună cu fundația Mereu Aproape și fundația Vodafone își propune înființarea unor biblioteci și crearea unor centre de alfabetizare și excelență, unde copiii săraci vor putea merge oricând pentru a învăța.